Bună ziua domnilor și domnilor, invitatul meu de astăzi este domnul Vasile Vito, care este consul onorific al Turciei la Cluj. Bună ziua și condolențe, condolențe tuturor celor care și-au pierdut un prieten sau pe cineva drag, pe cineva din familie, în urma cu tremurelor care au lovit Turcia și Siria. Bună ziua! Este o un moment foarte trist, condoleanțe celor uh, care și-au pierdut rudele, prietenii, condoleanțe poporului turc. Uh, tocmai am vorbit cu un uh, prieten de al meu, șase verișori, au pierdut în acest dezastru. Este foarte greu de, de, de... Dicerat o asemenea situație? Vorbim de mii de persoane care uh, și-au pierdut viețile în această tragedie absolută tulburătoare. Nu îndrăznesc să dau o cifră, pentru că cifrele se schimbă de la oră la oră. Uh, vedem cum, uh, din păcate, apar noi date care sporesc această cifră a celor care au avut de suferit de pe urma acestor cutremure. Vorbim de un moment foarte greu. Turcia a cerut ajutorul prietenilor săi. România este un prieten bun al Turciei. Deja au plecat primele echipe de salvatorie spre locul tragediei, însă această prietenie dintre România și Turcia se manifestă și la Cluj. Uh, inclusiv uh, la redacție am primit mesaje, oameni uh, care întrebau cum pot să ajute. De aceea, dumneavoastră sunteți cel mai uh, indicat uh, să ne spuneți această informație, cum pot să ajute clujenii? Noi uh, am, am deschis un uh, centru de colectare a donațiilor pentru a fi trimise. În uh, Turcia, cu ajutorul uh, Organizației Oamenilor Afaceri Turci din România. Această uh, colectare este, în urmă, coordonată de către ei, de la București. Lucrurile nu sunt foarte simple, pentru că, uh, de exemplu, cu hainele de care au nevoie, fiind iarnă, și acolo, și foarte mulți oameni care au rămas în viața și au pierdut uh, acoperișul deasupra lor și nu au practic nici haine. Aceste haine uh, trebuie să aibă foarte multe certificate ca să poată să treacă granița. Oricum, noi uh, am început să ne organizăm. În prima fază suntem. Uh, suntem organizați să putem primi donații cu ajutoare pe, în sistemul care deja undeva s-au colectat aceste bunuri. Sunt ambalate, sunt cât de cât documentate. Și urmează să ne organizăm ca să primim direct și de la, de la populație, pentru că au venit foarte multe solicitări. Cum, sigur, aici la Cluj, deja am fost contactat și de către, de către grupuri de persoane din Pistrița, din Bihor și din Sălaj și vor, vor veni și ei aici. Noi avem un spațiu. Care este, este la dispoziția acestui uh, acestei situații ca să putem să facem față. Avem și colegi din, din, uh, din zonă și avem uh, voluntari care o să ne ajute să ducem la bun sfârșit acest. Uh, mod de a ajuta cumva. Dumneavoastră ați fost implicată și în alte acțiuni caritabile și în perioada pandemiei și în contextul războiului din Ucraina. Atunci ați pus la dispoziție un depozit pe care îl dețineți, care aparține firmei Vitacom în comuna Apahida. Vreau să vă întreb dacă și de această dată ajutoarele vor fi strânse tot acolo la sediul Vita Comun, unde se află și Consulatul Turciei de altfel. Da, ajutoarele vor fi strânse aici, în Apahida, la strada 1 mai numărul, numărul 8, este clădirea Vita Vitacom, în mod similar ca și ajutoarele care le-am trimis în Ucraina. Sigur, atunci a fost mai mult timp de organizare și s-au ocupat alte organizații de, de tot ce era logistică. Noi ne ocupam doar cu depozitarea, punând la dispoziție acest spațiu, care în continuare funcționează și în paralel cu, cu asta o să funcționeze și. Un spațiu delimitat pentru, pentru ajutoarele care o să vină în destinație Însă, în contextul în care, iată, cutremurele nu au afectat doar clădirile de locuit, ci și infrastructura, poate că este mai bine să ne gândim și la alte modalități de a ajuta, inclusiv cu bani. Pentru că a transporta anumite lucruri din Cluj spre Turcia. Da, este o provocare logistică, repet, în contextul în care au fost poduri, drumuri afectate. Dacă donăm bani, putem să ajutăm mult mai rapid și poate mai eficient, pentru că cei care se află la fața locului știu mai bine nevoile pe care le au. Dacă dorim să donăm bani, cum putem să facem acest lucru? Se pot face donații în trei conturi. Este vorba de două conturi deschise în Garanti Bank, un cont în lei și un cont în euro, și un cont în Credit Euro Bank în lei. Au fost ne vom afișa în textul de... care va însuți acest video ca să fie mai ușor pentru cei care doresc să doneze. Da, Deci au fost publicate și o să mai fie publicate aceste conturi. Și, într-adevăr, este o modalitate foarte rapidă și foarte bună de, de a ajuta. Da, cred că, din acest punct de vedere, este poate cea mai, cea mai bună. Noi îi sfătuim pe cei care urmăresc Via Cluj TV să se implice. Sunt foarte mulți oameni cu un suflet foarte mare care au ajutat și în contextul pandemiei și în contextul războiului și sunt convins că mulți dintre cei care uh, vor vedea acest interviu uh, se vor implica și vor ajuta victimele cu cutremurului uh, din Turcia și din Siria. Până atunci nu ne rămâne decât să transmitem toată compasiunea, să ne rugăm pentru cei care au uh, dispărut dintre noi, pentru că până la urmă și noi creștini, și musulmani și Evrei avem același Dumnezeu și trebuie să ne manifestăm umanitatea în aceste momente grele, pentru că, așa cum știm cu toții, prietenul la nevoie se cunoaște. Mulțumesc tare mult, domnule consul, pentru acest interviu.